În Cupa CF, campioana României la volei masculin, Arcada Galați va juca pe propriul teren contra bulgarilor de la Nifta Chimic Burgas. Pe lângă cei 12 jucători pe care îi va avea la dispoziție pentru meciul cu formația din Bulgaria, Sergiu Stancu, antrenorul de la CSM Arcada, își pune speranțele într-un aliat special, publicul gălățean. Facem apel la public, de fiecare dată ne-a ajutat. Chiar și în meciul de sâmbătă cu Știința București, publicul a fost prezent în număr mare. Ne bucurăm că oamenii au venit să ne susțină la o partidă care se anunța mai accesibilă. Sunt convins că împreună cu publicul nostru vom reuși să avem o evoluție bună care să ne aducă victoria în meciul de miercuri. Vom avea un meci la fel ca celelalte din acest sezon din Europa, cele cu Hebar, cele cu Craiova. Vom întâlni o echipă bună, o echipă cu renume în Europa. Burgasul an de zile a reprezentat Bulgaria la nivel european. Cu siguranță vom avea o partidă dificilă, a declarat Sergiu Stancu pentru Arcada TV. SCM-ul Craiova va juca tot în propria sală contra turcilor de la Fenerbahce Istanbul. Pentru mine, să știți că meciul cu Fenerbahce este un moment al adevărului, pentru că poate fi un moment în care noi să ne dăm seama de valoarea reală a acestei echipe. Până acum și faptul că am jucat cu echipe mai slabe, n-am putut să-mi fac o părere foarte bună, a comentat Dan Pascu, antrenorul SCM-ul Craiova. Capitanul craiovenilor, inegalabilul Laurențiu Lică, a declarat: Fenerbahce este echipă cu jucători de certă valoare. Este o echipă care investește de foarte mulți ani. Sper ca suporterii să fie miercuri alături de noi pentru că au ce vedea. Vom încerca să facem un spectacol voleibalistic și să punem în dificultate această echipă. Este diferență mare între campionat și meciurile din cupele europene. Am jucat ultimele partide cu gândul la partida de miercuri. Suntem motivați, trebuie să ne arătăm pe teren valoarea, pentru că astfel de meciuri te obligă să dai tot ce ai mai bun. Aici este vorba de numele nostru, numele clubului, pentru a reuși o performanță. Dinamo București va încheia seara europeană a formațiilor noastre din Cupa CEV cu meciul pe care îl va disputa în Germania contra celor de la SVG Lumburg. Partida va începe de la ora 20, iar dinamoviștii au făcut deja o primă acomodare cu sala în care va avea loc meciul. Supercampioana României s-a antrenat marți seara în sala care va găzdui meciul. Lumburg este echipa pe podium cu locul 1 în Bundesliga, campionat care ne dă două echipe în Champions League. Singura reprezentantă a României din Cupa Challenge la volei masculin, Steaua București a ajuns de luni în Finlanda, acolo unde va juca împotriva formației Tikerit Kokkolan. Partida se desfășoară în manșatura Cupei Challenge. Steliștii au făcut marți seara antrenamentul oficial înaintea partidei tur cu Tikerit Kokkolan din 16-mile CEV Challenge Cup.